Mulțumim, Daria. 2 tone de chiftele contaminate cu un pesticid cancerigen au fost retrase dintr-un lanț de supermarketuri. Înainte ca autoritățile să fie alertate, produse din lotul cu probleme au fost deja vândute. Cu mai multe detalii despre această situație incredibilă vine colega noastră Ana Maria Maxim. Bun găsit! Cele 2 tone de chiftele erau contaminate cu oxid de etilenă, un pesticid interzis în Uniunea Europeană pentru că este cancerigen. Este vorba despre aceea substanță identificată și în sortimentele de înghețată care au fost recent retrase de la raft, tot în România. Trebuie să vă spun că medicii avertizează asupra faptului că, în cazul în care sunt consumate regulat, produse care conțin oxid de etilenă pot să ducă la tulburări ale inimii, la tulburări pulmonare sau chiar la cancer. Cele 2 tone de chiftele contaminate au fost retrase de la raft dintr-un mare lanț de magazine după ce ANSVSA a fost notificat asupra lotului cu probleme de un alt stat membru al Uniunii. Numai că înainte ca aceste produse să fie retrase, o parte din lot a ajuns deja pe mesele românilor. Directorul ANSVSA face apel la marile lanțuri de supermarketuri și hipermarketuri să afișeze poza produsului la intrarea în magazine, precum și lotul cu probleme, astfel încât clienții care au cumpărat aceste chiftele să le poată returna.